Mai vorbesc și eu majorant, dar el la limită să mă conducă spre un număr finit. Dacă locuiam acolo, AN minus AN pătrat și nu mai scriam cam AN minus AN pătrat. AN minus AN pătrat, da. Și nu mai puneam fractori, că să facem alt majorant. Să construim alt majorant. Deci tu propui să nu ține o repede cont de pătratul acela. Ca să scăpăm de radicalul ăla. Deci vine ce? Aici a fost AN, AN minus AN pătrat, supra 1 plus radical din AN. Și aici să zicem așa, dacă în loc de l-am înlocuit pe radical din AN cu 1, atunci fracția ar deveni mai mare. Trebuie să tot, ca să facem. Da. Deci dacă aș zice așa, radical din AN, știu că este cuprins între 0 și 1. Adunăm un 1 în ambii membri. Da. Hai să vedem ce construcții iese. Poate aici este momentul artificiul care, pe care îl simți tu. Deci adunăm un 1 la ambii membri și apare 1 mai mic decât 1 plus radical din AN, mai mic decât 2. Întoarcem. Deci vine 1 mai mare decât 1 supra 1 plus radical din AN, mai mare decât 1 pe 2. Adică ar fi că 1 pe 2 e mai mic decât 1 supra 1 plus radical din AN, care e mai mic decât 1. Deci ne-am putea înlocui 1 supra 1 plus radical din al 2 cu, iată, e cuprins între 1 pe 2 și 1, nu? Observăm așa. Și pe de altă parte, ia să adăugăm de desubt că 1 minus AN, zi-mi ce vrei să spui. Nu sunt dar pe 1, adică să devine o fracție. Nu se poate ca majorant. Deci să renunțăm la tot numărătorul? Adică să spunem că... Eu știu că 1 minus numitor, 1 supra 1 plus radical din AN, este cuprins între 1 pe 2 și 1. Asta știu, da? Spunem că 1 este... Deci unul este majorant la... Exact. Dar acum, hai să fac așa. Să mulțim totul cu 1 minus AN. Da. Mulțim cu 1 minus AN. Care e un număr pozitiv, 1 minus AN. De ce e un număr pozitiv? Pentru că toți AN sunt mai mici decât 1, da? Da. Și apare 1 minus AN pe 2 e mai mic decât 1 supra 1 minus AN 1 minus AN supra 1 plus radical din AN, dar mai mic decât 1 minus AN. Așa. Și dacă vreți să-l construim mai exact, ar fi trebuit să mulțești una 1 ca să fie exact AN plus 1. Deci, ar fi acum, mulțit și cu AN, deci mulțim și cu un AN și atunci vine AN pe lângă 1 minus AN, pe 2, e mai mic decât AN pe lângă 1 minus AN supra 1 plus radical din AN. Adică AN plus 1. Construcția e tot mai AN plus 1, da? Asta. Mai mic decât AN pe lângă 1 minus AN. Deci am așa avea că AN plus 1 e cuprins între AN și 1 minus AN
supra 2 și respectiv IN pe lângă 1 minus IN IN pe lângă 1 minus IN. Cum se mese mie suma asta? IN plus 1 e mai mic decât IN pe lângă 1 minus IN. IN mai mic decât beta pi și rămâne sus la majorantul IN minus IN pătrat, adică IN plus 1. Deci majorantul care fi IN IN plus 1 mai mic decât IN minus IN pătrat. Să-l scatem pe IN pătrat ca să primim și B. Să scriem pe IN. Deci dacă aici mulțesc nu se mai scrie IN plus 1 minus IN, da. Așa vine, nu? Da. Mai mic decât IN pătrat. Deci IN plus 1 minus IN, mai mic decât IN pătrat. Mai mic decât minus IN pătrat. IN, l-am dus în stânga, mai mic decât IN pătrat, am mulțit. Dacă duc invers, vine IN pătrat, și vine IN pătrat, e mai mic decât IN minus IN plus 1. Da. Păi, cred că acum am zis chestia. Mai reau încă o dată, cred că aici este mesul problemei, da? Deci IN plus 1 minus IN, IN ăsta l-am dus în stânga, IN plus 1 minus IN, mai mic decât minus IN pătrat. Revenând, ar fi că IN pătrat e mai mic decât IN minus IN plus 1. Construcția asta este ideală. Pentru că asta fiind adevărată pentru orice IN, e adevărată pentru toți termenii Shirley. Deci pentru... Eu pot să spun și așa. AK pătrat mai mic decât AK minus IN decât K plus 1. Deci AK pătrat mai mic decât AK minus AK plus 1. Și odată așezată asta, și la sumă se menține asta. Deci sumă de la K egal cu 1 până la N din AK pătrat mai mic decât sumă de la K egal cu 1 până la N din AK minus AK plus 1. Adevărat, nu? Da. Deci dacă așa este inegalitatea asta, AK pătrat mai mic decât AK minus AK plus 1, înseamnă că sumând se menține. Și... Dar asta e echivalent. Poate spune că IBN aici, BN mai mic decât A1 minus A2 plus A2 minus A3 plus A3 minus A4 plus și mai departe plus puncte puncte plus IN IN minus IN plus 1. Și să duc 2 câte 2 și vine BN e mai mic decât A1 minus A indice N plus 1. BN e mai mic decât A1 minus AN plus 1. Și merge tot timpul. Și acum sunt... Okay, este mărginit. Sigur că dacă... Și în ăsta BN plus 1 se duce spre 0, nu? Da. Deci, practic, rămâne A1. Deci mai mic decât A1. Acum A1 are
Deci e clar că este un șir marginete. Am un există între 0 și 1, deci e mai mic decât 1. Deci BN e mai mic decât 1. Întoarcem un pic, mi-a plăcut teribil. Mă pot despărți de existul ăsta. L-am făcut împreună și vrem să punctăm foarte atent fiecare moment. Deci, vedeți, contribuția făcută în 3-4 e altceva. Dar acum vrem să și înțelegem că a fost perioada aceea de tatonare. De aici e frumusețea matematică, ales analiza matematică, este superbă. Foarte tare ești. Deci, cu șirul aien este între 0 și 1, a fost treabă simpluță. Că și noi ne stric descrescător și acolo ne-am descurcat, nu a fost problemă. Am făcut raport că am mers rapid de acolo. Dar și rul ăsta că este mărginit, nu prea era la îndemână. Construcția era aceea a găsirii unui șir a unui număr, poftim, a unui număr, că toți se întâmplă așa, sau a unui șir majorant care să aibă ce? Clar un lucru. Să fie un șir descrescător și atunci, dacă se întâmplă așa, toți termeni și ceilalți care sunt în dreapta lui n-au ce face. Îi împinge ăsta, care se duc și spre cineva acolo, în sfârșit, spre un limită. Asta speram. Deci, în mintea mea, tot visam la un astfel de moment. Însă, mai analizând șirul, iarăși am mai văzut așa, mă, șirul ăsta este o sumă de termeni pozitivi. Dar din ce în ce se adaugă, foarte puțin, atât de puțin încât e nesemnificativ. Deci șirul este un șir monoton crescător. Ei tot se adaugă ceva. Nu puteam spune sigur cât îi se adaugă și cine este cel deștept care se poate să fie și majorantul precis. Iată că a fost unul, nu? Da. Unul a fost. Dacă să ajunge acolo, hai să vedem. Momentul acesta spectaculos a fost de aranjare a lui AN din AN plus 1 din forma asta, folosind conjugata, hai să vedem s-a dus timpul, cred că. Dacă s-a dus, să-l tot las. O oră și 19, da. Deci, povestea a fost inspirația ta, tu, Vlad, de venit parcă cu chestia conjugată, aranjarea într-o altă formă. Acum, odată aranjat, hai să încercăm să ținem cont de termeni șirului. Prin înmulțire apare aien și aien pătrat. Aici e formidabil tare chestia. Aien și aien pătrat îți pun în evidență construcția aceea prin sumare. Dar cum scap de numitor? 1 plus radical din aien la numitor. Și am plecat că aien acela este cuprins între 0 și 1. Am radicalul ce se întâmplă, 1 plus. Povestea este că am renunțat la momentan la numitor și mă duce că aien plus 1 e mai mic decât aien pe lângă 1 minus aien plus 1. Deci, practic, renunțând la numitor, se întâmplă ca produsul ăsta, aien pe lângă 1 minus aien, să fie un număr pozitiv. Un termen mai mare decât aien plus 1. Dar chiar noi l-am prins între un șir minorat și majorant construcția pe care a făcut-o, nu? Da. Nu ne mai interesa partea asta din urmă, că asta nu mă frământă. Partea din dreapta mă frământă. Și din clipa în care am văzut că aien plus 1 minus aien și minus aien pătrat apare pătratul acela, duc în stânga și apare aien minus aien plus 1, e gata, am simțit că ești al meu. Deci aici a fost momentul. De fapt, din când am scăpat, azi vă spun, de când am scăpat din 1 plus radical din aien și desfacerea parantezei, iarăși o contribuție a unui dintre voi, nu mai știu care, important este că împreună l-am rupt. Ești. El a crescut în dificultate, nu? Hai să spunem pe cea dreaptă. A crescut în dificultate de la un punct la altul. A, B și C.
C-ul culminea să atinge punctul cel mai înalt, pentru că dificultatea este evidentă la punctul ăsta. Felicitări! Hai să-i felicităm! Bun. Așa am făcut. Cu Vlad am mai discutat. Eu ajungeam, de făceam lecțiile, cum să spun, într-o stare de bine așa cu cei cu care eram în fața lor, pentru că nu mai să vădeam profesor. Eram colaborator, bă, fiecare trebuie să vină cu o inițiativă, o idee, acolo. Și de aici e frumusețea, când lucrurile sunt lăsate larg, frumos, discutăm. Așadar, un exercițiu superb. Așa o să-l subnot, un exercițiu superb. Mergem mai departe. Mai ai unul de aici, dormi unul seara asta aici. Am eu. Ai tu unul. Da. Cum te numești? Ștefanie. Ștefanie. Cine Ștefanie? A1 egal cu 1. E ala de la Eculimit. A1 egal cu 1. An plus 1 egal cu 3an plus 2. An plus 1 egal cu 3an plus 2 supra an plus 2. Aha, o fracție, da? Da. Egal cu 3an plus 2. Plus 2 sus. Plus 2, plus 2 așa. Supra an plus 2. An plus 2. An mai mare sau egal decât 1. Să se studieze convergența și să se calculeze limita. Deci. Convergență și limită din aer egal cu ce? Așa, din experiența care avem, pentru momentul aș încerca o tatonare, adică eu aș pleca cu 2-3 mei. Da. Să găsesc pe al doilea, să vedem ce tendință au termenii șirului. Și cum să pun problema în generalizării. Deci al doilea ar fi egal cu 3 ori 1, 3 și cu 2, 5. Pe 3, da? 5 pe 3, care e mai mare ca 1. Deci se vede că șirul ar fi A1, mai mic decât A2, mai mic decât punctul 1, mai mic decât AN, mai mic decât AN plus 1, dar l-am simțit. N-am arătat asta. Deci am intuit că este așa. Hai să facem diferența AN plus 1 minus AN. Nu la raport, m-aș gândit la diferență mai degrabă, da? Deci vine AN plus 1 minus AN. Egal cu din 3 AN plus 2 supra AN plus 2 minus AN și ar face egal mai departe cu limbi fracții 3 AN plus 2 minus AN pătrat minus 2 AN totul supra AN plus 2 și egal mai departe cu minus AN pătrat plus AN plus 2. Supra AN plus 2. Te gândești la ceva la pătrat? Ceva cu delta. Găsim rădăcine și să studiem AN plus 2 este pozitiv. Da, deci asta este mai mare ca 0. Mă frământă să văd ce cu minus AN pătrat plus AN plus 2. Deci minus AN pătrat plus AN plus 2 egal 0. AN 1, 2 egal cu minus 1 plus minus AN egal din 1. Minus 4 AC devine plus 8 supra minus 2 minus 1 plus minus 3 supra minus 2. Ați fi notat cu Z acolo, dar ați înțeles voi, da? Da.
Și vine AN 1 ar fi minus 4 pe minus 2, 2. Și al doilea AN 2 ar fi 2, nu? Pe minus 2, minus 1. Dacă aș face tabelul de variația semnului, punând cele două valori, T1 și T2, adică pe minus 1 și pe 2, 0 și 0, între ele plus, ne apare minus. Trebuia să vedem semnul, adică dacă aceștia termeni sunt mai mici decât 2, nu? Păi zice că e mai mare sau egal decât 1. A 1 e 2, al doilea e 5 pe 3 și așa mai departe. Deci povestea ar fi să văd poziționarea în față de 2. Ca să-mi dau seama ce semn să pun. Deci dacă, cazul întâi, dacă a n mai mic decât 2, toți termenișelui sunt mai mici decât 2. Dacă minus 1? Ai, da, minus 1 minus de discuție. Nu se pune că n e mai mare decât 2. Față de 2 discutam. Deci dacă a n mai mic decât 2, atunci, asta rămân să dovedim, atunci diferența a n plus 1 minus a n, deci a n plus 1 minus a n, la numărător am plus, nu, la numărător am plus și la numitor plus. Deci în zona asta, mai mic decât 2, am numărătorul plus. Nu, haideți să mai insist un pic. Uite, când am făcut a n plus 1 minus a n, am aranjat așa un lat. Minus a n pătrat plus a n plus 2 supra a n plus 2. Ăsta e pozitiv. Și acum, în clipa în care mă sunt cu termeni în stânga lui 2, expresia a n pătrat, minus a n pătrat plus a n plus 2 este pozitivă. Și plus pe plus este plus. Da? Plus pe plus este plus. Și atunci, a n plus 1, a n plus 1 minus a n e mai mare ca 0. Și asta înseamnă, echivalent, va spune că a n mai mic decât a n plus 1. Așa înseamnă. A n mai mic decât a n plus 1. Deci și rul cum este? Crescător. Strict crescător, da? Strict crescător. Deci dacă toți termenii sunt mai mici decât 2, și rul este strict crescător. Și rămâi să văd dacă pot arăta asta. Cazul 2. Dacă a n sunt mai mari decât 2, dacă toți termenișurile sunt mai mari decât 2, atunci rezultă că diferența a n plus 1 minus a n e mai mică decât 0. Știți de ce? Dincolo de 2, numărătorul este negativ și spre un număr pozitiv înseamnă că este un număr negativ. Știți ce înseamnă? Că șirul la n este descrescător. Da? A n mai mare, nu? Cât din nou? A n mai mare decât a n plus 1. Strict descrescător. Povestea este cum ne plasăm față de 2. Gata, am găsit informația. Totul este lămurit dacă încercăm să lămurim, să discutăm despre poziționarea termenilor față de 2. Știm că a 1 este 1, dar trebuie să demonstrăm dacă termenii toți sunt mai mici decât 2 sau mai mari decât 2. Din expresia asta plecând. De la asta plecând. Să încercăm acum. Deci, dacă presupun că pe că în cazul 2 nu e valoare, pentru că a de 2 e mai mare ca a de 1. Și automat este 1. Al doilea? De cazul 2 care duce că ăsta este scris crescător și spune că noi am găsit aici a spune că a 2 este mai mic ca a 1. Noi am găsit altceva. Deci, contra deci, practic, al doilea nu intră în discuție. Da, că nu are cum. Uite, între al doilea și primul,
Ai ce vrei să spui, nu? Că al doilea este 5 pe 3. Și a 1 este 1. Și șirul ăsta, cum am zis noi că este și fel de șir monoton descrescător, este valabil, uite, în primul caz. Da? Deci haide să analizăm. Al doilea este 5 pe 3. Hai să mai facem încă unul. Al treilea. Al treilea cât ar face? Ar face 3 ori 5 pe 3 plus 2 supra 5 pe 3 plus 2. Și face 7 supra 7 pe 3. Și face cât vine? 21, nu? 21 pe 7, adică 1 îl face 3. E bine, nu? Ne-am ieșit. Egal cu 3. Deci se vede că șirul este un șir strict crescător. Uitați, 1, 5 pe 3, 3. Și mai departe. Deci cazul 2 nu-i valabil. Deci cazul 2, care am zis că dacă toți termeni sunt dincolo de 2. Da. Păi nu sunt toți dincolo de 2. La un loc încolo s-ar putea să fie dincolo de 2. Ia uite la al treilea încolo. Deci se poate întâmpla așa, de la un loc încolo. Păi mă interesează de la un loc încolo. Este mai mic, este descrește. Deci, da, nu am înțelesat altceva prin a 1, a 2, a 3. Deci, haide să vedem așa. Dacă termenul s-ar plasa dincolo de 2, cum simțim că se plasează? Uite, la al treilea am văzut încolo se plasează. Șirul AN plus 1 minus AN este un șir, cum este? AN este un șir descrescător, da? Ori nu este așa, intră o contradicție și pare. Asta o să spun. Deci e o contradicție, da. Tu ai sezat asta. Da. Foarte tare este asta. Să eliminăm contradicția, să vedem de ce. Când noi sezizăm că șirul este mai strict crescător, cel puțin deocamdată, și constatăm că nu așa stau lucrurile. Hai să trecem și la limită să vedem o chestie de asta. Dacă șirul e monoton, crescător, strict crescător, cum îl simțim, înseamnă că ar fi între A1 și limita sa mărginită. Da? Da. Hai să reducem. Și atunci cât ar veni? L. L. Egal cu 3L plus 2 supra L plus 2. Și ce ar fi echivalent? Cu L pătrat plus 2L egal cu 3L plus 2. Echivalent cu a spune că L pătrat minus L minus 2 egal cu 0. Adică L1 egal cu minus 1 și L2 egal cu cu 2. Cred că e bine. Suma lor este 1 și produsul este minus 2. Da? Deci e bine. Deci șirul este monoton crescător și pare să fie oprit de 2. Și noi am găsit totuși un termen 3 care e dincolo de... Aici suntem într-un moment de derută. Deci trebuie să arătăm că toți termenii șirului sunt mai mici decât 2, după cum observăm. Deci AN mai mici decât 2, oricare ar fi el natural. A1 este 1, dar A2 este bine. Al treilea, am greșit la al treilea? Nu e corect. Hai să mai vedem o dată, poate am greșit. 3 ori 5 pe 3 plus 2 supra 5 pe 3 plus 2. 7. Era 6 pe 5, 11. Unde era? Unde? Da, mă, da. 3 ori 2, 6 pe 5. Ați crezut 11 pe 5. Băi, 11 pe 5. Era o tradiție foarte urâtă. De unde asta? Dintr-o la o adunare. 5 cu 6, 11 pe 3 și face 21 pe 11, da? 21 pe 11, care nu e nimic decât... Așa merge. Acum merge, da? Deci putem arăta că toți termenii sunt mai mici decât 2. Deci cazul 2 nu e valabil.
Deci cazul 2 nu e valabil, așa este. Deci șirul este monoton crescător. Prin, dacă vreți, prin inducție putem muci și vom arăta că toți tenurile sunt mai mici decât 2. Și cine îl oprește foarte bine? Limita îl oprește. Chiar limita. Dar este 2. Hai să vedem încă o dată tot raționamentul. Haideți să-mi facem ordine un pic în gândire. A trebuit un pic statul încât va termina șelului. Și a trebuit să-și greșim. Din păcate. Dacă după ce am obținut pe 5 pe 3, făceam și-l vedeam 11, 21 pe 11 și așa mai departe, sesizam clar că termenii șirului 5 pe 3, ar trebui să mai fac așa, 5 pe 3, e mai mic decât 21 pe 11. Echivalent va întreba dacă 55 e mai mic decât 63. Adevărat. Adică, poate al doilea, primul e mai mic, al doilea mai mic, al doilea, al doilea mai mic, al treilea și mai departe. Deci, corect ar fi fost să începem după ce am sesizat o tendință de manifestare a termenului șirului, aceea de șir crescător, am bătut câmpii pe partea asta, cu aia am pus unul minus aia și m-am dus acolo și în sfârșit. Din clipa în care am văzut tendința lor, ce se face asta la matematică? Până când îți face să organizezi, mai bâșbui, faci cucuie. Deci am văzut că șirul este un șir strict monoton din tatonare. Strict crescător, atunci problema e să punea mărginirii. AN cuprins între cine? Între A1, la care pleacă, și cel majorantul, care nu știm, limita sa. Simplu. Dar nici monotonia nu e rezolvată complet. Să ne înțelegem, da? Deci nu m-am văzut tendința termenilor și facem inducție. Sigur că da, dă drum la inducție și nu încape discuție, rezolvăm problema. Cât privește mărginirea, limita sa este cea care mă ajută. Și atunci, L a fost găsit egal cu 2 și nu rămâne decât să arăt că el mai mic decât 2, oricare ar fi el natural. Și aici tot așa prin inducție merge treaba. Da? Tot prin inducție. Ia să văd dacă deodată cum să arătăm dacă construcția o pot face așa pentru AN plus 1. AN mai mic decât 2. O înmulțesc cu 3. Deci AN mai mic decât 2. Înmulțesc cu 3 pentru a construi 3 AN. 3 AN mai mic decât 6. Adun în ambii membri 1, 2. Și vine 3 AN mai mic decât 3 cu 2, 8. 3 plus 2. 3 AN plus 2. Știți cu pe mine că mai mic decât 6 cu 2, 8. Și dacă AN mai mic ca 2, plec de acolo. AN mai mic ca 2. Adun în ambii membri un 2 plus 2. Vine AN plus 2. E mai mic decât 4. Și dacă la am 3AN plus 3AN plus 2 mai mic decât 8 și împart ambii membrii acestea cu 2AN cu AN plus 2. Deci în stânga și în dreapta împart cu AN plus 2. Ea devine 3AN plus 2 supra AN plus 2 e mai mic decât 8 supra AN
plus 2. Dar cine este 3m plus 2 supra e plus 2? Este am plus 1. Deci echivalent cu, iată, relația este așa, că am plus 1 e mai mic decât 8 supra am plus 2. S-a demonstrat că numărătorul e mai mic decât 4. Da. Deci eu am ca am plus 2, am plus 2 e mai mic decât 4, nu? Mai mic decât 2. Deci dacă acum aș pune un număr în loc de am plus 2, l-aș pune pe 4, ce se întâmplă cu fracția asta? Devine 2. Am plus 2 mai mic decât 2. Mai mic decât 2, nu? Deci asta va fi mai mică decât 2. Adică cine înseamnă asta? Am plus 1 mai mic decât 2. În final am aranjat, am dovedit practic acum prin inducție, dacă vreți, că pot face mecanismul ăsta, pot aplica, că am plus 1 e și mai mic decât 2. Deci toți termenii și lui sunt mai mici decât 2. Înseamnă că și rua n e cuprins între A1 și 2. Deci rua n e mai mic decât cuprins între A1 și 2. Mai rămâne să pot dovedi monotonia. Că la monotonia am intuit-o. Că cineva poate să dea la mine și să spune, dom'le, dar dacă te dau loc acolo se schimbă dominarea. Că n-ai arătat riguros monotonia. Adică n-am arătat riguros că toți termenii a e mai mic, a e plus 1, indiferent ce e. Aș lua doi termeni consecutivi. Și atunci trebuie să mă duc pe diferența aceea. Și la diferență am văzut că apare acolo minus 3an, cum a apărut mai devreme. Și cred că în baza faptului că am arătat că an toți sunt mai mici decât 2, raport, diferența aceea am plus 1 minus an apare... Nu, vă amintiți că am văzut așa, an plus 1, ziceam că am plătut cât din anul, chiar am bătut, merită un pic să mă întorc, an plus 1 minus an, mi-a dat egal cu minus an pătrat plus an plus 2 supra an plus 2, parcă era. Și când am făcut tabelul de variația semnului, am avut minus 1 și 2, 0 și 0, știu că toți între rădăcini pun semn contrar, deci plus, că toți termenii sunt mai mici decât 2. Și atunci, numărătorul este pozitiv, numitorul pozitiv, plus pe plus, plus. Pe mare ca 0. Deci vine an plus 1, an plus 1, minus an, vine mare ca 0. Ceea ce înseamnă că an plus 1, mai mare decât an, adică șirul este clar un șir cum? An mai... Și strict crescător, nu? Așa am și vorbit. Strict crescător. Și asta nu trebuia mie ca să am ieșit și să complet pus la punct. Și din aceste chestii avem ceva de învățat. Și anume, când ți se dă o recurență iarăși ciudată, nu o recurență lineară. Neliniară, pentru că dacă am trece ajutor, ai gradul 2 de acolo. Ce faci? Studiezi câțiva termeni ai șirului. Tatonezi câțiva, ca să-ți faci o impresie asupra modului care evoluează ei. Sesizezi foarte repede că, iată, sunt într-o anumită tendință și atunci ai informații despre monotonie. Jumătate din problema mărginii rezolvate, că dacă e crescător, dacă e de la 1 și îl oprește limita sa, dacă există, și dacă există, adică ești la limită în recurență. Iar dacă și îl e descrescător, pleacă de la 1 și îl oprește limita sa. Deci, minorandul, numărul acela, marginea inferioară, se găsește trecând la limită. Rămânând problema monotoniei rezolvate corect, clar, îndată ce tu ai găsit, să spunem, ai găsit majorantul și minorantul. Dacă o și rezolv foarte repede,
cum a fost și la noi, am zicat toată una degeaba, dar n-a fost degeaba, că iată, ne-a trebuit să ne poziționăm față de 2, ne-am întors înapoi și am văzut că limita e 2 și am știut că șirul se plasează tot timpul stânga lui 2 și ne-a ajutat asta la diferența M plus 1 minus M, deși motorul, una se sprijină pe alta. Dar cert este un lucru, că merită să rețin o strategie aceea de a tatona termenii șirului, care pentru a crea câteva termeni. Și urând pe să te înăpustești asupra lui, cu toate armele pe de care dispui, tot felul de artificii, tot felul de șmecherii, lucruri care, ai ca să zic așa, negriștiu, să n-a fost dificultatea celui din aia. Punctul C, l-a fost dur de tot, suma pătratelor acolo. Deci nu, n-a fost așa la îndemână. Acolo s-a dus aproape la nivel de olimpiadă, după părerea mea. Deci șmecherile acelea cu majorare, cu făcute, cu tot felul de artificii, poftim, vă dat așa ceva. Da. Păi, da. Profesor, așa și el, datoria, adică, dar vine și cu chestiuni de astea cu pe arate. Ce s-a luat la test? La să vă la test. La să vă la test. Da, da, e la îndemân. Unul din multe. Multe, da. Dar a fost greu, dar a fost mult și n-ai timp. E, aici este o chestie care nu prea o înțeleg eu. Așa te zice. Povestea este așa. Cel care are responsabilitatea asupra actului didactic trebuie să spună așa, dacă eu m-aș așeza în bancă, în locul lui ăla care e elev acolo, aș putea să fac? Dacă da, e o treabă bună. Dacă nu, și mai alt, încă ceva. Trebuie să ne gândim la faptul că el trebuie să-și aloce și un timp de analiză, de gândire. Că nu se apucă așa, l-a făcut. Doar dacă îl știi pe de rost. Doar dacă îl știi pe de rost sau dacă le-ai făcut la meditație cu profesor. Exact. Că este și practic asta și nu mă spune. Da, sunt. Cel puțin asemănătare, dacă nu, dacă... Mi-am amintit o chestie apropo de asta. Deci la un moment dat aveam o clasă, mă rog, acolo la Cioi Petrol, unde am lucrat. Băi, și nu puteam scoate nimic, era prin anul 2000, așa, trăgeam de ei nebuniți, era clasă de-a 10. Băi, și le-am pus 2, că m-am uitat, nu trăgea nimic clasă. Ce să fac eu, băi, băi, că e complicat. Să lași tot altă clasă toată întreagă, fără niciun promovat măcar, nu-i complet, nu-i corect. Așa cum... Râs, nu? S-a povestit, poate. Nu s-a povestit? Nu. Așa. Și acum am făcut niște subiecte în clasă. Cu gândul că este le-au pe caiete și la lucrare le dau pe alea. Sunt copii din caiet. Nu știu nici asta, nu? Nu știu. E din poveste ce vă spuneam. Da. Cum am zis? Cu subiect la unul, subiect la unul, cum le-am făcut eu așa, copii aranjate, tot așa, luate caiet, așa. Era tare, la mine nu îndrăzneau să copii săraci, era panică. Și acum, eu mi-am luat un ziar și citeam ziarul. Fața mă în clasă. Că la jumătatea orii, când m-am uitat, jumătate copii au, jumătate nu. Ăștia din față zici, bă, dacă las ziarul. Da, mi-am dat seama. Am trecut prin albă, am uitat alea, că, bă, copia ta aia nu. Și nu, nu, fac așa. Bă, jumătate în față, jumătatea asta în spate. Și mai copii de știi. Am fiu. E povești, ce vă spun. Și să-ți așași caiete? Poate nu te vedeam scrisă la cărere. Prima fază, numai cu tot caiete și urmă. Cu tot caiete, ați vă nu uitați caiete. Că să fie tot de-a. Am povestit așa de zi, în sinea mea înseamnă. E de oameni că se... Asta e o șansă. Da, o șansă. N-aveam ce face, că de-o... Când lăsă prin toți, îl treci prin toți. Trebuia să faci ceva. Cei care nu au luat copii deloc, i-am lăsat. Nu, nu, nici asta nu fac. Eu nu-i mai repet. Corigent. Da. Eu ofer toate de șanse, nici să copiați voi nu. Dar poți să-mi fie, mă... Da, mai avem vreo chestie ca tine. Cât de șase? Mai am două. 10 jumate? Da. Nu mă, determinați. Da, da, da. Auzi, dar stai, de determinați la târziu? Nu? De determinați la târziu. Da, da.
Da, e clar. Vrem, facem o detonat, da? Deci, de facem de la cu... Avem cu matrici, cu lucruri, să le terminăm. De la păi fă niște matrici, facem niște terminat. Așa, deci avem... Facem o ultima dată și o să facem. Avem matricea A. Vrem niște economii. Da. Acum ați gata. Vine ea după târziu, cu o sfert de oră, și ai pauză, care crede. Da, nu știu. Ziceți-a. Deci avem matricea 3 în 3 coloane. A. 1AB. 1AB. 01A. Și 001. La punctul A, dacă A la N este egal cu matricea 1, A, N. 1, A, indice, N. Da, și B, N. Da. 0, 1, A, N. Și 0, 0, 1. Să arătăm cine este A, N și B. A, D, N și B. Da, și lucrurile acestea. Da. La punctul B, le avem A, B, 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 în întrebări. Cum? Deci să aflăm A și B. A, mic și B, mic, nu? Da. Dacă nu, uite, din B e supra N pătrat. B e supra N pătrat. Totul la puterea 2N. Egal cu 1 supra R la 4. Din da. Păi, ce să facem? Decât să ne apucăm la 1, a 2, a 3, a 3, nu? Alta, asta e povestea, n-avem ce facem. Ca să vedem... Ca să vedem... Tu ai alte idei? Da, să spunem. Pe A. I3 și o matrice. Asta este la binomul Newton, da? Da, și zicem așa. Deci A egal cu I3 plus matricea B, care e de forma... 0, A, B. Deci plus... Hai să o zic deodată, da? Plus A mic ori matricea B, care B să sune așa. B egal cu 0, 0, nu 0, 1. Că l-am scos pe A în factor, da? 0, 1, de fapt nu-i bine. Nu, atunci o să mă... A, 0, A, B. 0, 0, A, 0, 0, 0, da? Da. Și acum A la N egal cu, combinăm de N, la de câte 0, I la I3, 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 pur și simplu, combinăm de N la câte 1, nu mai spun I3, B, plus combinăm de N la câte 2 ori de la a doua, plus combinarea din la de 3 ori B la 3, a? Plus și mai departe, plus combinarea din la de N, B la N. B, B puterea lui B, sigur. B la a doua. B la a doua. I 0, A, B. 0, 0, A. Și 0, 0, 0. Ori 0, A, B. 0, 0. Mă întreabă ăștia de la... Deci mi-am plecat. Alo, mai sunt de la lucru încă? Da, da, da. Păi, la revedere. De 0, 0, A. 0, 0, 0, da? Egal cu matricea.
0 ce vine aici? A pătrat, parcă ar vine. A pătrat. E bine, da? De 0, B, 0, A pătrat și B ori 0, da? Și 0, 0. B pătrat. Nu? 0? 0, cred că. Da, da. E 0, B, 0, A, 0, 0. Numai cursul ăsta a rămas. Da, da. Iar A, B la a treia. Cred că se duce să mă zicea în una. Da, e 0. Este matricea asta, 0, 0. Nu, 0, A, B. 0, 0, A. Și 0, 0, 0. 0, 0, 0, 0. Se face 0, 0, A pătrat, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, cred că face 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Și atunci voi putea spune egal cu combinări din care facem, nu? Ori 2, o și spun 1. Ala e asta, da. Ala e în egal cu? E 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1 plus N pe lângă N pe lângă N minus 1. Nu, combinăm de N la 0 este 1, măi. Da. 1. Am obosit. Stați cu ochii bine, v-am zis. N pe lângă, și combinăm de N la 1 este N ori matricea B 0, 1, B. 0, 0, A, B. 0, 0. B-ul este așa. 0, A, B. 0, 0, A. 0, 0, 0. Plus, cum vreau din luat că 2 face N pe lângă N minus 1. Supra 2 ori B pătrat, adică matricea. 0, 0, A pătrat. 0, 0, 0. 0, 0, 0. Cam atât. Toate-s matrice, nu. Și se readunăm cu toate. Așa, și ala N va arăta astfel. Deci 1, 1 de aici, da? Da. Atât rămâne. Nicol, noi e 3. Păi e 3. Dar readunăm toate ca să... Da, da, da. Ok. Da. 1. Aici am AN. Așa este, da? Da. A, N. Și pe colț, B, N. B, N plus N pe lângă N minus 1 pe 2, ori A pătrat. Da. Apoi urmează 0, 1, 1 de aici. 1. Și A-N, A-N, da, A-N, atât. Și 0, 0, 1. Deci 0, 1, A-N și 0, 0, 1. Și cum aflăm? Păi, era vorba de A-N și B-N. Aici este așa, A-N, șirul A-N. Firul ai de ce? E egal cu aori, mă. Aori, mă. Da? Deci firul ai indice N. O aflat, nu? L-a aflat. Așa. Iar B indice N, firul B indice N, este asta. B ori N. B ori N. Plus N pe lângă N minus 1. Pe 2. Ori A pătrat. Ăsta e șirul B-ia. Iată că am găsit șirul A-ia și B-ia. Și acum, limite de A-ia pe B-n pe N pătrat. Adică B-n pe N pătrat. Nu? Asta trebuie. Să arătăm că facem 1 pe N la 4-a. E să vedem. Deci limită. Nu că trebuie găsit pe A și pe B așa încât să fie limita asta. Egală cu... Da, deci calculăm limita. 1 spre e la 4. Noi ne apucăm de limite din B indice N supra N pătrat totul la puterea 2 N.
egal cu limită din loc de BN, pun pe ăsta ca l-am găsit. N pe lângă N. Deci vine N pe lângă N minus 1. Supra 2 ori A pătrat plus B ori N. Totul supra N pătrat. Și toată chestia asta la puterea 2N. Și egal. Cum mă duce cu, e la a patra numărul, e trebuie să-l organizez. Da. Deci, trebuie ca aici, la limită, să fac 1. Da? Deci, când trec la limită, să fac 1. Gradile e împătrat, tot un e împătrat, factor forțat. Și aș face ca să facă limita asta 1. A la a doua supra 2, îți fac 1. Că nu am voie să mă duc la numărul E, adică după ce mă asigur că sunt în cazul 1 la infinit. Deci, A la a doua. Deci spune, dar ce numai leg de pe ordinea asta? Păi nu mai are nicio influență, că dacă scot e împătrat, aici vine B pe N. Și ăla face 0. Eu gradul trebuie să le am, coeficienții, da? Și atunci vine raportul, limita egal cu raportul coeficienților de grad cel mai înalt. Și vine A la a doua pe 2. Pe 1. A la a doua pe 2, de fapt. A la a doua pe 2 trebuie să facă 1. Ca să limita aici să adună scadă. Deci de acolo simt clar că trebuie să cer A la a doua pe 2 egal cu 1. Deci de unde rezultă că A egal A1, 2 egal cu plus minus radical din 2. Plus minus radical din 2. Și merg pentru prima variantă. Merg cu A1 egal cu radical din 2. Și atunci am limită pentru n tinde la infinit din n pe lângă n minus 1 ori a pătrat, adică ori 2, 2 supra 2, plus bn și totul supra n pătrat. Și toată asta la puterea 2 e. Și cam mai departe, cu 2 cu 2 simplifică. Și egal cu limită pentru n de la infinit din n pătrat minus n, n pătrat minus n plus bn supra n pătrat. Totul la 2n. Și egal cu limită pentru n fiind de la infinit, din atunci scădem în 1. Și face 1 plus n pătrat minus n plus bn supra n pătrat minus n pătrat și n pătrat și rămâne doar minus n. Hai să pun pe bn b ori n minus n supra n pătrat la puterea inversă acestea, construi numărul e. La puterea n pătrat supra bn minus n bn minus n înmulțit cu ăsta, că recunosc că l-am pus eu, deci înmulțit cu bn minus n supra n pătrat și înmulțit cu cât mai am în continuare? 2n la 2n. Toată bucata asta este numărul e. Și egal cu e la puterea limită pentru n tinde la infinit din bn minus, așa este, da? Bn minus n ori 2n, pe lângă 2n totul supra n la a doua. N cu pătratul și egal cu N la puterea limită pentru N de la infinit din, mai scos și un N aici și face 2N pe lângă B minus 1 supra N. N cu nu se termină și egal cu E la puterea
2 pe lângă B minus 1. Atâta. E la 2 pe lângă B minus 1. Nu limit. Asta este. E la puterea 2 pe lângă B minus 1. Și ea trebuie să fie egală cu... Cât ai zis tu? E egal cu 1 pe E la 4, cu E la minus 4. E la minus 4. Și de acolo e sărși B-ul. Deci vine 2 pe lângă B minus 1. Egal cu minus 4. Înseamnă că B minus 1 e egal cu minus 2. Adică B egal cu minus 1, nu? Da. B egal cu minus 1 era egal cu plus minus radical în 2. Și cu plus și minus radical în 2, că am 2. Că dacă mă duc cu minus radical în 2, la pătrat face 2. Simplific acolo și totul jocul merge ca și înainte. Deci, vedeți, avem B-ul egal cu minus 1 și A egal cu... Ce a fost aici așa interesant? Haideți să vedem așa ca idee. Chiar construcția lui Alain n-a fost decât o treabă. Era Alain arată ca niște șiruri aici. Ideea frumoasă este asta de rupere a lui A ca fiind I3 plus B-ul acela, să mă duc pe binomul Newton. Asta e rețeta de cele mai multe ori. Și să vedem repede că de la un loc acolo matricea e nulă, crește B-ul acela, devine matricea nulă și nu mai am treabă cu termenii celorlalți. Aici s-a întâmplat să meargă destul de repede, încât a apărut AN și BN, termenii acestea, deci matricea este de tipul pe care a anunțat-o el, autorul, pe paralela diagonală principală a AN și pe colț aici un alt șir pe AN. L-am văzut, nu mai știu unde l-am văzut scris, AN ne-a dat A ori N. Am vrut să face confuzie între A indice AN și A ori N. A ori N, da? A înmulțit cu N. B ori N plus asta. Da, aici este pericolul, dacă... Da, A, B. A indice N și a, aici A indice N. N. Și acolo când lucrăm, A ori N, că N ori A. Da, deci asta era important. După care tu erai într-o panică, deci A ori N egal cu A ori N, ce înseamnă? Ce să fac aici? Da, nu știam. Da? Deci ce? Trăsnai, nu? E cu totul și cu totul altceva. Iar cât privește pe BN, când trecem la limită din BN, B indice N, aici e și eu am scris greșit, B indice N, ca să fie și mai clar, da? B indice N supra N pătrat. Și atunci BN-ul îl știam, l-am înlocuit, și ca să mă duc spre numărul E, aici punctez din nou și insist pe chestia asta. Atenție multă, aveți voi sau dumneavoastră să scăzeți unul după ce mai siguranță că e unul la infinit. Forma numărului E. Numai atunci, numai altfel, nu faceți mișcări. Și din condiția asta a ieșit ca pătrată să fie egal cu 2, deci e egal plus minus radical din 2, nu? Și am locuit pe ea pătrat cu 2, în final, și de acolo construcția numărului E, și în final, fiindcă el nu dă limita cât este rezultatul, de acolo egal în, găsești pe B. Deci au fost câteva momente frumoase, din nou e super interesant. Mai ai ceva? Sau te poți opri? Nu te poți opri. Întrebă-te. Știi, trebuie să-și odihniți. Adică vă spun și pe cea dreaptă, dacă trageți așa tare de voi, stați până la 12 noaptea, mă sunteți obosiți, fârfâiți acolo pe uitați la... Mai mulți doar, mi s-a întâmplat la bacalaureat, când am dat bacalaureatul. Mă rog, am terminat liceul la cel mai puternic liceu din județul Bacău. Știți unde? La Podutor? Nu, Podutor, Curvea. Sunt Bacovia, măi. Îmi dai și eu ceva? Podutor, Curvea. Mă mai spus la asta, apropo de... eram cel mai tare din... din toate timpurile, din zona aceea. Am vorbit cu profesorul meu de matematică, așa, nu i-aș da să cumpere pâine de frică, de, să nu-mi lească cu mine, că eu l-așteptam pe la cursuri, așa, m-am povestit chestia asta.
Și s-o băteau cel mai bun al liceului din toate timpurile și așa. Și acum, când eu veneam și încercam să văd, dacă sunt bun, sunt bun, dar haideți până la Olimpiadă, la faza, la județ. Nu știu, băi, și nu făceam nimic. Era panică totală. Băi, nu știu nimic. De-aia am pus mâna și am învățat de unul singur, că aici a fost chestie foarte prindare, puternică, că n-aveam nicio soluție decât asta, să muncești de unul singur. Nu discutam. Și... deci am tras cu atâta înverșunare și cu atâta răutate în mine, încât am ieșit la un moment dat, am ieșit deasupra, dar foarte multe ori, enorm de multe ori. Când m-am dus la admiter la facultate, am avut un sentiment de tristețe, cum nu vă închipuiți, pentru că acolo mi-am dat seama ce discrepanță era între nivelul liceului conducătorului și ce trebuia știut acolo. Ideea a fost să abandonez. Lasă-mă admitere, era o chestie. Și n-am făcut-o pentru că un prieten, un foarte bun prieten de mine, mi-a spus, nu discutăm. Te duci și vezi că vrei să faci față. Te apuci de treabă și faci față. Și am ajuns să te profone pe internet. Din cel care... Da, dar tot secretul în toată povestea asta este muncă, 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 muncă și aruncă. Însă o muncă echilibrată. Că dacă n-ajung, nu se poate, băi. N-ajung, știi? Te duci că faci... Dar și doamna profesor, adică la recapitulare, practic, a făcut exerciții de care nu le-a mai făcut până acum în clasă. Chestii noi. Adică chestii noi, dar chestii. Da, dar ce trebuie să înțelegeți? Toate acestea, voi trebuie să înțelegeți că, de fapt, în toată chestia asta, antrenamentul zi de zi făcut, îți creează o cultură matematică, da? Achiziționând tot fel de șmecherii, tot fel de... ai starea aceea de bine și ai spart problema și este altceva. Dar trebuie să ajungi acolo să...